Bună, numele meu e Ana Marie, bine ai venit la lecția de educație sexuală în colaborare cu Planifică Neprevăzutul pe vlogul de marți. Luna decembrie e una specială pentru că vor apărea nu unul, ci două sextocuri, iar în ediția de astăzi voi răspunde celor mai frecvente întrebări pe care le primesc de la voi. Și începem cu: pot rămâne sărcinată chiar dacă sunt în timpul menstruației? Și am auzit de chestia asta în adolescență, că dacă faci sex în timpul ciclului, nu rămâi sărcinată. Babuz, e un mit. Chiar dacă șansele sunt un pic mai reduse, în cazul unui contact sexual neprotejat, poți rămâne sărcinată chiar dacă ești la ciclu. Poate nu știai, dar spermatozoizii pot rămâne în vagin până la 5 zile. 5 zile, așa că dacă tu te iei după metoda calendarului, despre care am discutat pe larg aici în clipul ăsta, nu e tocmai cea mai bună alegere. Dar dacă ești curios sau curioasă cum e să faci sex protejat în timpul menstruației, am un clip în care vorbesc doar despre asta. Ar trebui să mă protejez chiar dacă nu am făcut sex niciodată și urmează să fie prima oară? Odată ce sperma sau lichidul preejaculator ajung în vagin, condițiile pentru instalarea unei sarcini sunt îndeplinite, indiferent dacă e primul contact sexual al 100-lea sau al 1000-lea. Deci chiar dacă doar v-ați jucat puțin, dacă a fost o joacă neprotejată, condițiile, acum în funcție de noroc sau de ghinion, sunt acolo ca o sarcină să se instaleze. Așa că întotdeauna gândiți-vă la o metodă de protecție și nu uitați, nu uitați, nu uitați că împotriva bolilor cu transmitere sexuală vă protejează doar prezervativul. Multe dintre fetele care îmi scriu mă întreabă dacă ginecologul le va spune părinților că ele nu mai sunt virgine, adică uitându-se la sextocuri, începând să se auto-educe între ale educației sexuale, fetele, după primul contact sexual sau fără să ai contact sexual, vor să meargă să vadă dacă tot e ok cu aparatul lor reproducător, dar le e frică ca nu cumva ginecologul să le părească la părinți. Medicul ginecolog ar trebui să respecte acel pact de confidențialitate între pacient și doctor. În plus, legea spune că de la 16 ani în sus nu este nevoie să fii însoțit de un părinte sau un tutore atunci când mergi la un control ginecologic. Dar, dacă e cazul unei intervenții chirurgicale, trebuie să vii însoțit până la vârsta de 18 ani. O altă întrebare pe care o primesc destul de des e legată de himen și dacă acesta funcționează virgine fiind ca o barieră împotriva spermatozoizilor. Și nu, pentru că de multe ori himenul este elastic și nu se rupe în urma unei penetrări, chiar și în condițiile în care doar v-ați jucat și a intrat doar vârful, prezența spermii sau a lichidului preejaculator, cum am spus și la prima întrebare la care am răspuns, îndeplinește deja, creează condițiile instalării unei sarcini. Mai mulți băieți mi-au scris dacă prin masturbare riscă să-și piardă virginitatea. Am vorbit pe îndelete despre virginitate și pierderea ei, atât în cazul fetelor cât și în cazul băieților, în clipul acesta de aici. Dați voi click. E relativă chestia asta cu pierderea virginității, pentru că la băieți, majoritatea consideră că dacă s-a rupt frâul, ața, înseamnă că nu mai sunt virgini. Frâul, prepuțul, ața se pot rupe chiar și atunci când te masturbezi sau la duș, dacă freci mai intens în zona respectivă, pentru că vrei să speli, igienă, peste măsură. Așa că ține de fiecare. Pentru majoritatea oamenilor, pierderea virginității înseamnă contact sexual, penetrare, penis în vagin. Dar dacă ai făcut activități ce nu au presupus penetrare și te-ai jucat, te-ai explorat, te-ai masturbat, ai performat sex oral sau ți s-a performat sex oral, tu stabilești. E o chestie mai mult mentală, e subiectivă, e de felul în care percepem fiecare diverse activități sexuale. Așa că prin masturbare, da, ți se poate rupe ața, penisul se poate decalota, nu e cazul tuturor, unora nu li se rupe ața niciodată, indiferent câte contacte sexuale au avut, așa că ține de tine să zici, după faza asta, mai sunt virgin sau nu? Dacă iau pilula de-a doua zi, în ziua următoare unui accident, și despre accidente am vorbit din nou pe îndelete în acest clip, dați click, click, risc să rămân însărcinată? Dacă a avut loc un accident în timpul sexului și administrați pilula de-a doua zi în maxim 72 de ore, sunteți protejați. Deci poți să o iei a doua zi după accident, liniștită, că ea își va face efectul. Am vorbit pe îndelete și despre pilula de-a doua zi în clipul acesta. Am început să iau anticoncepționale și mi-interzi menstruația, să mă îngrijorez. Dacă te-ai apucat de contracepție de lungă durată, înseamnă că ai consultat un medic care se poate să-ți fie explicat că în primele 2-3 luni după ce ai început să iei pilule contraceptive, s-ar putea să apară tot felul de efecte secundare. Dureri de cap, o sensibilitate crescută la nivelul sânilor,
sângerări din astea intermitente, spotting, da? O să vadă fetele pe kilot că sunt niște picături care, cu care nu erau ele obișnuite. Senzație de greață sau întârzierea menstruației. Toate sunt normale până când organismul începe să reacționeze și să se obișnuiască cu pilulele. V-am zis, de regulă primele 2-3 luni după ce ați început administrarea. Am luat pilula de două zi și mi-a venit ciclu de 2 ori într-o lună. Ce se întâmplă? Aici vreau să citesc exact răspunsul specialistului, doamnei ginecolog cu care colaborez. După administrarea pilulei de a doua zi, ciclurile menstruale sunt de obicei regulate, de obicei, dar în unele cazuri poate apărea sângerare nelegată de menstruație. Profilul sângerărilor poate fi tulburat temporar, dar la majoritatea femeilor, următoarea sângerare menstruală va apărea în decurs de 5-7 zile față de data la care vine de obicei, adică cu care sunteți obișnuite, da? Și poate întârzia 5-7 zile. Dacă se întâmplă ca următoarea sângerare menstruală să întârzie mai mult de 5 zile sau este neobișnuit de severă, adică abundentă, mai sângerezi mai mult decât știi tu că sângerezi de obicei, sau extrem de redusă, este recomandat să te adresezi medicului pentru a fi exclusă prezența unei sarcini. Primesc destul de des, chiar de la cupluri care urmează să se căsătorească sau sunt proaspăt căsătoriți și vor să-și înceapă viața sexuală, sau vor să înceapă o viață sexuală împreună și nu vor să folosească prezervativul. Ce alte metode ar mai fi de protecție? E recomandat să mergeți la un cabinet de planning familial și să aveți o discuție cu un specialist. Specialist care vă poate spune, începeți o contracepție de lungă durată, dar folosiți de backup și prezervativul, mai ales dacă nu vă cunoașteți partenerul sau n-ați apucat să vă faceți analizele, să fiți la zi, să știe fiecare ce se întâmplă în propriul corp. Dacă nu vreți să folosiți prezervativul, folosiți contracepție de lungă durată, adică femeia o să înceapă să ia pilule. Din nou, după un consult medical, trebuie mers la endocrinolog, trebuie mers la ginecolog, să fie dozajul perfect. Dacă utilizarea, adică femeia ia pilule contraceptive conform prospectului, nu uită niciuna, nu sare, tot e ok, eficiența acestora este de 99,7%. Adică atunci când toată lumea se ține de prospect și de program, există mai puțin de o sarcină la 100 de femei. Pilulele contraceptive pot fi utilizate de la prima menstruație, care se numește menarhă. Cu condiția ca ele să fie luate, prima pilulă, imediat după ce s-a terminat ciclul menstrual și să fie administrate corect în continuare. Din nou, clip despre pilule mai am, tot în această serie minunată de educație sexuală. Vă invit să consultați playlistul, al cărui link îl voi lăsa și în căsă de descriere, și ce-o mai circulat pe aici, carduri cu clipuri, care vă trimit la clipuri tot de educație sexuală și discuții despre pilule, prezervativ, dezvirginare, masturbare, tot ce vreți și ce vă închipuiți. Este posibil să rămâne însărcinată dacă el se retrage înainte să ejaculeze. Da. Pentru că există acel lichid pre-ejaculator, acel lichid pe care bărbatul îl eliberează înainte să apară climaxul, adică înainte să își dea drumul. Chiar dacă eliberarea lichidului pre-ejaculator nu reprezintă un risc ridicat, adică nu e chiar atât de riscant ca ejacularea propriu-zisă în vagin, tot există condițiile pentru instalarea unei sarcine dorite. Poți rămâne însărcinată chiar dacă nu a existat un contact sexual în perioada fertilă, pentru că, repet, spermatozoizii pot trăi bine mersi în vagin până la 5 zile. Așa că tu poți să-ți fi calculat în funcție dacă ești printre norocoasele care au un ciclu menstrual regulat. Orice contact sexual neprotejat, indiferent de perioada lunii și de cât de regulat sau neregulat e ciclul tău, poate să se sfârșească cu o sarcină nedorită. Ce fac dacă se rupe prezervativul? Te uiți la clipul ăsta cu accidente, în care vă spun ce înseamnă un accident în timpul sexului, cum îl eviți, cum aplanezi situația în care începi să te panichezi și înainte să-mi scrii mie, să ai tu niște soluții. Doamne, ce repede sunt unic afară! Trebuie să închei acest sex talk. Intrați pe pagina de Instagram a iepurașului amorezat ca să participați la concursul pentru baterii externe. Vă las link aici și în descriere. Ne vedem așa cam în 2 săptămâni cu un nou sex talk. M-ar ajuta și cu siguranță v-ar ajuta și pe voi și pe colegi și pe prieteni să dați un share acestui clip, pentru că nu se face educație sexuală la noi în România, așa că ne luăm informații de pe internet. Safe sex, babus, ne vedem data viitoare. Ciao, ciao, ciao!